Măsuri de precauție suplimentar. Iată-l acum pe Badea, primind de la Bănel Nicoliță. Badea șutează, gol! Era Lovin. Lovin și el are un rol foarte important în această seară. Trebuie să suplinească absența lui Paraschiv. Petre Marin poate centra. Petre Marin pătrunde. Șutul lui Petre Marin respinge în față portarul Bradley Dică. Gol! Minutul 16! Același Dică și un spectator român. Într-adevăr, Rigăt a lovit de mingea. Încă o dată, corner pentru Steaua. Bate din nou Boștină, cu piciorul stâng. Minge cu efect pe interior, lovitură de cap! Oh! Este! Goian! Este! Este! Goian, al cincelea gol în Cupa UEFA! Dinița dădea drumul, Dinița dădea drumul la minge. Cred că sunt efectele entuziasmului, pentru că nu, probabil că Zenga nu l-a recomandat. Gol frumos, după o fază bine construită, o fază cursivă. Minge scoasă până la urmă în poziție clară de centrare pentru Mihai Țăneșu. Iată-l pe Iacob, atacând din nou colțul scurt. Gol, este gol, scrie Goian. Daniel Goian și 2-0. Două minute magice pentru Steaua. Pentru Victoria și Iacob și spațiu de pătrundere pentru Boștină. Esențial acest duel pentru minge, dacă Boșină reușește să rămână la balon și reușește, faza devine periculoasă, Iacob mai departe pentru Dică, Dică în careu, Dică! Gol! 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 Steaua! Dică urcă foarte bine Ogăraru, așteaptă pe colțul scurt Vitoraș și Iacob. Mingea sare perfect, 4-0! Un gol senzațional marcat de Dică. Steaua și-a trecut în cont practic cele 3 puncte. Trimite lung, Ghione este însă la post, așează mingea pentru Rădoi. Da, Bănel Nicoliță, hai Bănele! Bănel! Bănel Nicoliță! Bănel Nicoliță! Gol! 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 În care s-a uitat la asistent. Panionul rămâne jos. Dică protejează bine mingea. Hai în spate. Hai simplu, Dică. Centrare pentru lovitura de cap a lui Iacob. Gol! 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 Steaua! Steaua în sferturile de final ale Cupei UEFA! Din nou superioritatea stelistă pe flancul stâng. Bănel Nicoliță îl are în față pe Meli. Trece ușor de Meli, șutează. Oh-ho! 3-0! Este! Per de oră, jumătate de oră. Degajare. O greșeală greșită și atât pe Dairo Moreno. Dairo Moreno! Dairo Moreno! Gol Steaua! Gol Steaua în minutul 5! Steaua deschide scorul aici pe Alisa Mien. Lovitura de care Steaua avea nevoie. 1-0, dar ce gol, ce gol ciudat, un gol care seamănă cu cel marcat de Pițurcă în precedentul, sau unul din precedentele meciuri cu Galatasaray. Degaj! Doi la zero pentru
pentru Steaua înscrie Toha, nu Bănel Nicoliță. Bănel Nicoliță nu mai marcase de jumătate de an pentru Steaua. Steaua marchează al doilea gol. Extra. Brazilianul se retrage. În care și e gol! Tovlevici și Tanase cu o minge lungă. Gol! Gol! Tanase! Gol! Senzațional! Walter Mazzari, perfect demarcat în careu, așteaptă capitanul. Vom fi și o centrare care ajunge la gol! Gol! 3-0! Capitanul! Cel mai bun spectator!